La începutul mandatului, prin 2021, a avut loc recensământul populației și așteptam cu nerăbdare concluziile. Să vedem cum mai stăm. Care era diagnosticul după 10 ani de PSD-ism în administrarea Bucureștiului? Dar și ce trebuie să reparăm rapid pentru a recupera atâția ani pierduți? Și știți că matematicienii se uită la cifre, că ele nu mint. Și cifrele arată efectul administrației PSD timp de 10 ani. Bucureștenii activi și realizați profesional s-au săturat. S-au săturat de stagnare, de faliment, de lipsa de viziune care a dus la haos, aglomerații și poluare. S-au săturat de lipsa de investiții în ce au ei nevoie. Străzi, școli, parcuri, termie, transport. Asta așteptau bucureștenii în schimbul taxelor lor. Au primit bâlciuri, reabilitări de blocuri în bătaie de joc, samsari imobiliari, betoane, golănii și achiziții supraevaluate, sinecuriști și îmbogățiți peste noapte. Așa că, din 2011 până în 2021, 170.000 de bucureșteni au plecat. Iar în sectorul 2, unde PSD-ismul a domnit 30 de ani, efectul a fost și mai nociv. L-a transformat în sectorul care a pierdut cei mai mulți oameni, 54.863. Când ai o populație îmbătrânită, se nasc tot mai puțin copii, iar familiile tinere pleacă din oraș, e un semnal de alarmă. Unul care m-a obligat să repar greșelile trecutului, să prioritizez investițiile și atragerea de fonduri care să meargă țintit. Ca să dăm oamenilor motive concrete să stea în sectorul 2. Suntem un sector bogat. Avem cartiere unice, fiecare cu povestea lui. Nu seamănă oborul cu armenească, cum nici teiul nu seamănă cu Vasile Lascăr. De blocurile gri din Pantelimon știu o țară întreagă. Am pătruns în fiecare cartier și vom continua să o facem. Știm unde vrem să ajungem, să avem cartiere gândite și planificate pentru oamenii care trăiesc în ele. Acolo unde trăiești, în cartierul tău, e cel mai important să te simți în confort, cu blocuri reabilitate, ce schimbă la față totul. Să ai un cartier respirabil, cu grădini de blocuri îngrijite, cu spațiile verzi amenajate, unde să-ți petreci timpul împreună, ca între vecini. Să nu fii obligat să te duci în altă parte pentru a te plimba într-un parc îngrijit sau pentru a-ți duce copiii la un loc de joacă, cu străzi și trotuare refăcute, pentru că sunt primul semn de civilizație și siguranță. Cu spațiu ordonat, un loc al oamenilor și unul al mașinilor. Ca să nu mai avem copii, luați pe capot. Și, prioritar, cartiere cu școli moderne. Cele mai bune din țară. Așa încât să nu-ți pierzi ore din viața ta, să-ți duci copilul la o școală modernă, cu dotări de top și tot ce-i trebuie. Atunci când ești mulțumit de cartierul tău, începi să fii mulțumit de întreg orașul. Și noi chiar avem un sector bogat. În fiecare cartier din sectorul 2 găsești pagini din istoria Bucureștiului. Case, conace, biserici, mănăstiri, piețe și parcuri istorice intrate în patrimoniul național. Practic, prin investițiile pe care le facem, cartierele orașului vă invită să le cunoașteți. Un cartier nu trebuie să fie doar locuit, el trebuie să fie și trăit. Să aibă propria lui viață vibrantă. Avem mult potențial în sectorul 2 și scoatem la lumină patrimoniul prin proiecte majore care transformă orașul într-unul european, modern, așa cum îl dorim cu toții. Ducem la capăt noul centru vechi. Un centru vechi de zi unde ne simțim bine. Locul unde descoperim la pas istoria orașului și a oamenilor care l-au clădit și unde ne bucurăm de frumusețea patrimoniului în piațete înverzite, unde ne întâlnim să ne relaxăm la o cafea sau să ne bucurăm cu prietenii de un eveniment stradal. Acum finanțăm și refacerea monumentelor istorice pentru a le salva de la ruină. Noul obor, cea mai mare piață agroalimentară din sud-estul Europei, merită să ajungă ca cele din Barcelona, Amsterdam sau Lisabona. O atracție turistică internațională în care tradițiile noastre sunt o carte de vizită memorabilă. Prin astfel de proiecte de regenerare urbană, reinventăm spațiul public, iar orașul se transformă într-unul centrat pe nevoile oamenilor. Modernizarea înseamnă nu doar prosperitate și dezvoltare economică, înseamnă și că investițiile private ne urmează. Și astfel, oamenii rămân și nu pleacă din oraș. Pentru că oamenii își doresc mai mult
decât casă, masă și serviciu. Și avem ambiția să facem sectorul mai respirabil pentru oamenii lui. Scoatem din gunoaie coridorul verde Colentina, care leagă malurile celor 6 lacuri de parcurile existente. Așa, natura pătrunde și mai adânc în oraș. Reducem poluarea și oferim oamenilor șansa la o viață mai sănătoasă. Aici, toate generațiile își găsesc ceva de făcut în mijlocul naturii. De la relaxare la sport în aer liber. Asta înseamnă să ai viziunea unui oraș mai aerisit pentru oamenii lui. După 10 de ani de stagnare, e vremea oamenilor ambițioși să mai scrie o pagină din istoria orașului. Temeinic, fără scurtături, să rămână și generațiilor viitoare. Pentru asta, stăm cu un ochi pe viitor. Iar un viitor solid îl construiești cu investiții în educație. Cum am tot spus, avem cele mai bune condiții de educație din țară și nu ne oprim aici. Extindem infrastructura educațională cu 2000 de locuri, pentru ca fiecare copil să aibă o școală în cartierul în care locuiește. În 30 de ani, nu s-a făcut nimic pentru învățământul preșcolar în sectorul 2. Iar noi, în acest mandat, am reușit să finalizăm 5 grădinițe noi și o creșă. Dar ne propunem ceva mai mult în mandatul următor. Ne propunem să dublăm numărul de locuri în creșă din sectorul 2, în așa fel încât familiile să nu mai fie nevoite să plece pentru ca copiii lor să aibă unde să învețe. S-au făcut multe și tot mai avem multe de făcut. Ne urmăm planul de modernizare, fără scurtături și fără compromisuri. Oamenii au nevoie să-și regăsească locul în propriul oraș. Un București vibrant din partea aceasta de Europa. Un oraș de care să fim mândri și de care să ne pese.